Vă rog să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Filipeni, capitolul 3, textul din calendar din seara aceasta este mai lung, dar este suficient dacă pentru început citim versetele 10 și 11, care de fapt sunt tema din calendar, făgăduința cunoașterii puterii învierii. Versetul 10 și 11, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Tema din calendar este făgăduința cunoașterii puterii învierii, pentru că suntem în preajma sărbătorilor pascale, pentru că suntem în această vreme în care lumea creștină, în mod mai accentuat, mai intenționat și mai profund, meditează, cugetă, vorbește despre învierea Domnului Iisus Hristos, înviere care este piatra de căpătâi a credinței noastre. Fără această înviere, creștinismul devine egal cu zero. Dimineață am salutat din nou biserica, cred că au trecut 3 săptămâni de la sărbătoarea învierii Domnului și am salutat biserica și biserica a răspuns din nou că am rămas la aceeași credință și cred că răspundeți din nou dacă vă salut din nou în seara asta și spun Hristos a înviat. Când s-a încheiat slujba dimineață și mă îndreptam înspre birou, în holul bisericii m-a oprit un tânăr ca să vorbească cu mine un minut și să-mi spună că se bucură foarte mult pentru că am salutat biserica și biserica a răspuns. A zis, pe mine m-a întărit lucrul ăsta și mi-a dus multă bucurie și să știți că lucrul ăsta e important. Și l-am întrebat de ce și a început să-mi povestească. Zicea, săptămâna trecută, dacă nu greșesc, a lucrat la cineva acasă. Persoana respectivă l-a întrebat dacă de ce naționalitate e, el a spus că e român, i-a zis, e evreu cumva și el a zis, nu, eu sunt creștin. A, deci voi credeți în Hristos care a înviat? Și în dialogul și în argumentarea în care a intrat cu persoana respectivă și a dat seama că această persoană nu crede în învierea lui Hristos. Crede că Iisus a existat, a fost o persoană istorică, chiar a fost un om bun, a fost un om de treabă. Dar nu că a înviat din morți. Și dacă a înviat, e o farsă, pentru că n-a murit, doar o leșinat pe cruce. Dar nu a înviat, nu există minunea învierii și acest Iisus nu este viu. Bineînțeles că el s-a luptat cu argumentele lui, a venit cu argumentele ei, cred că a fost o femeie, el cu argumentele lui, cu alte argumente și când s-au despărțit, când a plecat de la ea de acasă, i-a zis, să știi că Iisus nu a înviat. Așa s-a despărțit, să-L asigure că Iisus nu a înviat. Și normal că tânărul a fost oarecum tulburat, așa a plecat de acolo. Și mă, ce discuție, ce m-a tulburat, m-a dat peste cap. Nu că îi schimbă credința, dar pur și simplu te dărâmă, te deranjează un astfel de dialog. Și dacă vii la casa Domnului și știi că aici ai un popor care crede ce spune Biblia, te încurajezi și zici, slăvit să fie Domnul. Așa că mai zicem încă o dată, Hristos a înviat. Mărit să fie numele Lui. Și noi, în această seară împreună, medităm la puterea învierii. Pavel spunea și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui.
Cunoașterea acestei puteri vine cu un pachet binecuvântat. Și acest pachet binecuvântat aș dori și mă rog ca să vă aducă, să ne aducă bucurie, înviorare, prospețime, dacă beneficiem de acest pachet și dacă nu un pic de gelozie ca să intrăm în posesia acestui pachet. Vine cu un pachet de lucruri noi. Când te atingi de puterea învierii, când cunoști puterea învierii, ceva supranatural se întâmplă în ființa ta, în viața ta. Această cunoaștere a puterii lui îți aduce ție și mi-aduce mie o noire deplină, o transformare deplină. De aceea Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:17 poate să spună că și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Pentru că asta înseamnă o viață nouă, asta înseamnă cunoașterea puterii învierii lui. Galateni 6:15, căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. În Hristos cel înviat, oamenii care cunosc cu adevărat această putere a învierii, în primul rând își schimbă valorile. Are loc o refacere, o răsturnare completă a valorilor. Toate le luăm din textul acesta pentru seara aceasta. Versetul 7 din același capitol, rămânem la Filipeni 4:7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba, încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere. Adică dacă avem o listă cu 10 valori și deasupra sunt primele 5 și apoi celelalte sunt mai jos, pentru că nu sunt așa de importante, această listă se întoarce, se răstoarnă. Lucrurile care au avut valoare înainte, acum nu mai au valoare, și lucrurile nesemnificative, lucrurile pe care nu le-am cunoscut sau pe care n-am dat 2 bani, acum capătă valoare primordială. Ceea ce am socotit câștig cândva, înainte ca să mă întâlnesc cu această putere a lui Dumnezeu, acum sunt o pierdere. Ce am socotit câștig atunci, acum îmi dau seama că e o pierdere. Și până atunci, ceea ce am socotit o pierdere, o pierdere de vreme, o pierdere de timp, o pierdere de energie, acum îmi dau seama că sunt câștiguri. O răsturnare completă a valorilor. Câștigi valori noi atunci când te întâlnești cu Hristosul cel înviat. Atunci când intri în contact cu puterea învierii lui, capeți valori noi. Frați și surori, lumea din afară nu poate să priceapă, nu poate să înțeleagă ce căutăm așa de des și așa de mult la casa lui Dumnezeu. Aveți colegi, aveți cunoscuți, aveți prieteni poate, care nu-L cunosc pe Dumnezeu și e imposibil să nu fi intrat în contact cu ei și să nu fi vorbit. Ce faceți acolo? Atâta rugăciune, atâta cântare, atâta predică, atâta timp, păi nu aveți ceva mai bun de făcut? Și uneori fiecare dintre noi ne punem întrebarea asta, dar nu avem altceva de făcut? Nu avem altceva de făcut? Ori pe care dintre dumneavoastră, dacă v-aș întreba, nu ai avea altceva de făcut în seara asta, răspunsul ar fi, ba da, aș avea. Aș avea altceva de făcut în seara asta. Dar de ce ești aici? De ce ești aici și nu în altă parte? Știi de ce ești aici? Pentru că pui valoare
în lista ta de valori participarea la închinare, participarea la rugăciune, participarea la sfânta părtășia bisericii, îi la top, îi în vârf de listă. Pentru tine lucrul ăsta e important, că te-ai întâlnit cu Hristos și știi ce înseamnă lucrul acesta. De-aia ești aici. Mă gândesc că nimeni nu e aici, că n-are altceva de făcut. De ce vii 2 ore, 3 ore, 4 ore pe săptămână la repetiție? De ce înveți să cânți la un instrument? Că e așa de greu. Am încercat și eu când am fost copil, dar nefiind talentat la muzică, nu mi-a ieșit. Am încercat cu o chitară, mi-am și cumpărat o chitară cu vreo 100 și ceva de lei. Nu știu ce fel de chitară, nici chitara n-a fost bună. Dar și pe o chitară proastă poți să înveți să cânți. Dar mi-am dat seama că nu-i pentru mine. Bani de trompetă n-am avut, că aș fi încercat. Am suflat un pic în trompetă în armată. Ca să înveți să cânți la un instrument, trebuie să ai un pic de talent, înclinație, dar trebuie foarte mult timp. Trebuie foarte mult timp. Trebuie să practici acasă. Trebuie să mănânci notele, să știi să citești portativul. Trebuie să depui timp și energie. Și ca să faci lucrul ăsta, trebuie să fie undeva sus pe listă. Că dacă nu, te joci la video games. Câte video games ai pierdut pentru că ai învățat să cânți la trompetă sau la instrument? Sper că nu vă jucați la video games, aruncați-le la gunoi, că nu vă ajută la nimic. Dar ăsta e un exemplu. Bazat pe lista de valori pe care o ai, îți structurezi activitatea într-o zi. Crezi că e importantă biserica și timpul de părtășie cu oamenii lui Dumnezeu? Dacă da și în tab de listă, ce o să faci? Păi întotdeauna, când ai posibilitatea, o să fii la părtășie cu poporul lui Dumnezeu, o să fii aici. Crezi că e important să vii la repetiție? Păi o să vii la repetiție. Crezi că e important ca să dai bani pentru misiune sau să ajuți un sărac sau un nevoiaș? Păi o să fii, că e acolo sus pe listă. Când nu faci ceva, ascultă-mă, principiul ăsta e foarte simplu. Când nu faci ceva, nu faci lucrul respectiv pentru că nu crezi că e important. Nu-i pe lista ta de valori, nu-i important. Și dacă nu e important, de ce să pierzi vremea cu ceva care nu e important? Dar dacă pui valoare, dacă zici, e sus aici pe listă, e 1, 2, 3, 4, 5, e aici, atunci investești timp și energie și bani pentru ca să săvârșești lucrul respectiv, pentru ca să fii acolo. Consider că e important. Uitați-vă, nu numai de la COVID încoace, că COVID-ul acum a dat peste cap aproape toate bisericile din lumea asta. Că le-au închis, după aia le-au deschis, după aia iar le-au închis, alții le-au ținut închise 2 ani de zile. Noi numai prin harul Domnului am supraviețuit 2 luni de zile, dar după 2 luni de zile n-am mai rezistat. Am zis, forget it, ei fac ce știu ei, noi trebuie să avem biserică, noi trebuie să venim la biserică, noi trebuie să ne închinăm. Biserica nu poate să existe la televizor și pe internet. Aia e în caz de emergency, aia dacă ești bolnav, aia dacă nu poți să vii. Dar biserica lui Hristos e un trup viu care se strige împreună, mădularele se strâng împreună, cina Domnului. E o realitate a poporului care se strânge împreună și împreună servesc din elementele sfinte. Deci biserica nu poate exista fără asta. Dar pentru că unii s-au obișnuit acasă, 1, 2, 5, 9. Acum, după COVID, deja slujirea în casa lui Dumnezeu e un efort în plus. Și acum sunt atâtea scuze. M-am gândit să fac o listă, dar după ce am renunțat la ea, dar aș găsi cel puțin 20 de lucruri de pe lista respectivă care te împiedică, care spune că nu mă duc la biserică acum. Îs obosit.
Oricum spun lista asta, chiar dacă nu mi-am notat-o, spun așa cum îmi aduc aminte că există pe undeva, așa. Îs obosit. Ce scuză, nu? Îs obosit. Păi și dacă ești obosit, atunci ce, biserica te face mai obosit? Păi doar după biserică, doar noaptea. Dar de ce ești obosit? Biserica de vină că ai ajuns obosit? Sau ești tu de vină că ți-ai aranjat lucrurile așa cum nu trebuie? Dacă biserica ar fi importantă, așa ți-ai aranjat lucrurile ca să nu fii obosit, ca să nu poți să vii. Am stat prea mult la nuntă, că nunțile sâmbăta. Am stat prea mult la nuntă. Cât ai stat? Până la 10? Eu plec pe la 8, la 9, cam așa plec de la nunți și să nu se supere nimeni că nu e un atac sau o ofensă. Plec în primul rând plec ca să nu prind prăjiturile și desertul, ăsta e primul motiv. Și al doilea, să ajung acasă la timp și să pot să mă odihnesc liniștit. Dar, dacă mergi la 10 seara acasă, ce-i prea târziu? N-ai toată noaptea timp să dormi? Da la 11, da la 12 și la 1. Și la 1 dacă ajungi acasă, la 1 dimineața. Dacă ajungi acasă la 9 dimineața, tot poți să fii la biserică. Asta e numai o scuză. Asta vine diavolul și spune, păi, ești obosit, vai, ai ajuns să fii de porțelan, ai solți de aur pe tine și nu cumva, îți obosit un pic. Și mai ales că ai voie și să beai cafea, că penticostale și noi de când ne-am pocăit, noi nu bem nici cafea, nici nu mâncăm dimineața. Venim la casa Domnului, doar bem o sticlă de apă să nu leșinăm, să nu ni se facă rău. Eu de-aia mai beau apă, dar de mâncat, nu se mănâncă duminica. Dar sunt care beau cafea, păi beai o cafea, na. Dacă tot e nevoie de lucrul ăsta. Vezi că e o scuză, zice, am stat prea mult la nuntă. Unii zice, a murit cineva în familie. Na, și dacă a murit cineva în familie, nu mai vine la biserică. O săptămână, poate, două, trei. De unde a învățat treaba asta, că nu s-a predicat niciodată de așa ceva? Ce tradiție, ce obicei? Zice, a murit și nu mai vine la biserică. Și dacă a murit, nu mai trebuie să vii la biserică, pentru că nu e acasă la tine mort. Mortul e la morgă, e în altă parte. N-ai voie să mergi la biserică? Bă, e o scuză. Nu mă duc la biserică. E logodnă, zice, e logodnă, e duminica. Că sâmbetile-s nunte, nunțile, logodnele-s duminica. Zice, e logodnă. Și dacă e logodnă, nu, e motiv, nu mă duc la biserică, e logodnă. Dacă ești plecat din oraș, aici nu mai e scuză că, măi, ești plecat din oraș. Mai continui lista asta, mai trebuie să continui. Câte sunt pe lista asta? Și cine e penalizat? E penalizată biserica. Și ești penalizat tu că pierzi părtășia. Și de atâtea ori, nu, 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 nu. Scuză, scuză, scuză. Dar asta rămâne înaintea lui Dumnezeu, ăsta numai un exemplu, frați și surori. Dar exemplele pot să continue cu alte lucrări la care Dumnezeu ne-a chemat. Frați și surori, omul care s-a întâlnit cu puterea învierii lui Hristos, omul care s-a întâlnit cu Hristos cel viu, el pune valoare pe lucrurile pe care Dumnezeu pune valoare. Își schimbă valorile. Yes, poate că înainte și pentru tineri, înainte video games, movies, distracții, plăceri, dar după ce te întâlnești cu Hristos, lucrurile se schimbă. Dumnezeu v-a botezat pe mulți cu Duhul Sfânt, Domnul să vă țină plin de Duhul Sfânt și să căutați părtășia cu sfinții și lucrarea lui Dumnezeu. Yes, omul care se întâlnește cu puterea învierii își schimbă valorile, descoperă valori noi, în primul rând. În al doilea rând, o neprihănire nouă, cunoaște o neprihănire nouă, versetul 9. Și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Iată, valori noi, neprihănire nouă pe care o descoperi când te întâlnești cu Hristos. Toată istoria omenirii ne arată încercarea falimentară a omului de a ajunge plăcut lui Dumnezeu prin eforturile lui. Toată istoria omenirii de pe toată fața pământului
arată lucrul acesta, dovedește lucrul acesta, că oamenii au încercat să ajungă cumva la Dumnezeu, să facă ceva care să-L impresioneze pe Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu, să dispară gap-ul ăsta, groapa asta uriașă între om și Dumnezeu. Omul a încercat toată istoria omenirii, arată eforturile omului ca să ajungă la Dumnezeu. Și n-a reușit, n-a reușit. Nu ne putem apropia de Dumnezeu printr-o neprihănire a noastră. Când ne întâlnim cu Hristos, prin credința în El, dobândim o neprihănire pe care ne-o dă Dumnezeu prin credință. Asta e o neprihănire nouă, binecuvântată. Dacă înainte tot ai încercat și toate încercările noastre sfârșesc în eșec, a venit Dumnezeu la noi, n-am ajuns noi la Dumnezeu, a venit El la noi, s-a coborât El la noi pentru ca să se lupte pentru noi și să ne ofere o neprihănire pe care ne-o dă El prin credință. Asta e neprihănirea care ne duce în cer, neprihănirea care se dă prin credință, nu prin faptele legii. Valori noi, neprihănire nouă, perspectivă nouă. Perspectivă nouă, versetele 12 la 14. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit. Alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, da? Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă, făcând un salt spre ce este înainte. Perspectivă nouă. Nu mă mai lupt cu trecutul. Nu mă mai consum cu trecutul. Frați și surori, și tineri, și oameni în vârstă, și bunici. Atâta luptă și atâta frământare în viața asta datorită trecutului. Că oamenii sunt blocați în trecut. Știi ce ai făcut, știi ce ai zis, știi cum ai lucrat. Certuri, neînțelegeri, nemulțumiri între soț și soție, între părinți și copii, între frați și surori în biserică, față de noi înșine, sunt oameni care ei pe ei nu se pot ierta. Nu se pot ierta ei pe ei. Nu știu, mă, cum am făcut lucrul ăsta. Și trebuie să recunosc, și în dreptul meu aici am o luptă mare. Mi-e mai greu să mă iert eu pe mine decât să mă ierte soția. Soția mă iartă și eu nu mă pot ierta. Mă lupt cu mine însumi ca să îmi iert greșeala sau gafa. Și știu că asta e o realitate pentru fiecare dintre noi. Și uitați-vă câte certuri, câte neînțelegeri, câte supărări pentru ce a fost. Tu așa ai zis? Tu așa ai făcut? Oameni care au fost cândva robiți, oamenii care au avut eșecuri, oamenii care au falimentat și nu se pot ridica. Nu pot să uite ce a fost în urmă și să zică până aici. Diavole, ai avut acces în viața mea până aici. Nu mai duc trecutul în față. Eu acum mă arunc înainte, eu acum privesc înainte. Înainte e Hristos, înainte e eternitatea, înainte e viața veșnică, înainte e Dumnezeu, înainte e biruință, nu mă mai uit înapoi. Las ce a fost, uit ce a fost, trebuie să trec peste ceea ce a fost ca să pot înainta. Că dacă nu, ești ca și un om legat cu piciorul de un copac și vrei să faci un pas numai și că ăsta nu-l poți, nu-l poți trage. Și ar face un pas și vin înapoi, și ar mai face un pas și vin înapoi, că ești legat în urmă. Sfântul Pavel spune, uite ce e în urma mea, eu privesc înainte. Uitați-vă la noi. Și fiecare în viața lui. Eu mă uit și zic, bă, a fost frumos, eram mai tineri. N-ai, văd pe tineri ăștia că se căsătoresc. Zic, mă, dar pe copilul ăsta l-am ținut în brațe la binecuvântare. Acum trebuie să-mi pun mâinile peste el la nuntă. Dar nu numai asta, am predicat la nunta părinților lor. Mă uit și zic, mă, eu cred că-s tânăr, dar nu-s. Că realitatea mi-arată altceva, măi.
cineva care e foarte tânăr n-are o astfel de experiență. Mă, să duc ani și timpul. A, a fost fain în trecut. Păi ce ne așteaptă în viitor? Păi zicem și noi, ca și alții, oamenii care îmbătrânesc, bătrânii, n-au niciun viitor. Ce viitor are bătrânul? Și te uiți și zici, tot timpul te uiți în, bă, ce fain a fost când ne întâlnim unii cu alții. A, ce fain a fost. Bă, când eram tineri în România, când umblam, măi, când erau copii mici, a, ce fain a fost, 10 ani, 20 de ani. Tot timpul ești blocat în urmă, ai, ce fain a fost. Și vrei să te uiți înainte, păi, de acum mă dor genunchii, mă doare umărul așa când ridic mâna, spatele, mă, a venit bătrânețea. La ce să mă uit înainte? Și vine diavolul și spune ochelare pe ochi. Și ascultați-mă, și aia care vă simțiți un pic mai tineri, vă vine rândul. This is one way. There's no two ways. You come right behind. Timpul trece la fel pentru tot. Azi crezi că ești tânăr, ești grozav, musculos, solid, bine făcut și crezi că toată viața ți-e înainte. Dar ascultați-mă, Apostolul Pavel, în închisoare, fraților, la sfârșitul vieții, nu-i în stare de depresie, fraților. El vede că cei în urmă e mai slab decât cei înainte. Cei în urmă e mai urât decât cei înainte. Cei înainte e mai frumos. El zice, fraților, eu uit ce-i în urma mea. Pavele, dar la ce te uiți? Că ești în închisoare și s-ar putea că nu-ți mai dă drumul. Nu-i nicio problemă, eu am la ce să mă uit înainte. Frați și surori, pentru copiii lui Dumnezeu viitorul e mai frumos. Întotdeauna am crezut lucrul ăsta. Dar trebuie să ne amintim din când în când. Și soția știe că de atâtea ori vorbesc cu ea și zic, mă, ce o să fie, cum o să fie? Acum, uite, s-au dus copiii, vin nepoți, îmbătrânim, ne apropiem de pensie. Dacă ajungem la pensie, poate ajunge în spital, la operație, la un transplant, la... Știu eu ce, la ce să te mai aștepți, cum o să fie, o să fie greu, ajungi și bătrân, și sărac, și singur, vai, poate să fie greu, poate, vai, ce o să fie, cum o să fie. Stop, frați și surori, poporul lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu care s-au întâlnit cu Hristos, care cunosc puterea învierii Lui, ei uită ce e în urmă, și bun și rău, și se uită la ce este înainte, și înainte e Hristos, înainte e premiu, înainte e răsplătirea, înainte e viața, înainte e binecuvântarea, înainte e har, înainte e Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Așa că să nu rămână nimeni într-o stare de depresie sau prea melancolic, vai, ce o să fie, cum o să fie, pentru copiii lui Dumnezeu răsare soarele. Unii cred că apun, oh, vai, fii atent, combătrânit. Și ce dacă combătrânit? Se apropie de finalul alergării aici, dar el închide ochii aici și deschide dincolo. Pentru că în ultimul rând, noi avem nu doar o perspectivă nouă, avem și o cetățenie nouă. Avem o cetățenie nouă, versetul 20, dar cetățenia noastră este în ceruri. Suntem cetățeni ai cerului. Zicem noi dublă cetățenie, triplă cetățenie, cetățean român, cetățean american și cetățean al cerului. Wow, triplă cetățenie. Ce bine că cetățeniile de jos nu țin cont de asta, că poate ne-a șterge-o pe una, că sunt țări care te lasă cu două, dar nu cu trei. Asta, a treia, în ceruri, nu-i recunoscută de împărățiile pământului. Ei nu țin cont că e scris în cer și ai pașaport pentru cer. Ei țin cont numai de cetățeniile de aici. Iată că foarte mulți dintre noi de aici avem triplă cetățenie. Dar asta, a treia cetățenie, e mai importantă decât celelalte două. Că celelalte două ne duc numai până la groapă și ne ajută să trecem o graniță dintr-o țară într-alta. Dar cetățenia din ceruri ne ajută să trecem groapa, să trecem mormântul. Și de aceea, pe bună dreptate, cei care îl cunosc pe Hristos cel înviat, la înmormântare să celebrează, e sărbătoare. Dar nu sărbătorim așa de mult viața când sărbătorim intrarea în împărăția lui Dumnezeu, intrarea în prezența lui Dumnezeu. Noi avem
o cetățenie nouă, când se întâlnește credinciosul, când se întâlnește omul cu Hristosul cel înviat, își dă seama și înțelege și realizează că există o carte în ceruri în care este scris și numele nostru, frați și surori. Chiar vorbeam azi cu soția că sunt tot felul de oameni care mor. Și despre unii poți să spui că o să fie mântuiți. Despre alții nu prea e sigur. Așa e? Sunt oameni când au zis că au murit, măi, șansele-s minime că e mântuit. Dar nu se știe. Că nu se știe dacă cel care a murit nu a făcut ca tâlharul de pe cruce, cu un minut, cu două minute înainte de a muri. Nu se știe niciodată lucrul ăsta. Și am zis, dar nici nu trebuie să știm. Că de-aia cartea vieții nu e în birou la biserică. Nu? Are cineva cartea vieții la el acasă în seif? Este vreo biserică? O biserică în care să fie stăpână, să aibă monopolul peste cartea vieții, să aibă acces la cartea vieții? A scris vreunul dintre dumneavoastră vreun nume în cartea vieții? Nu. Ce bine că nu-i treaba noastră. E Domnul stăpân. E Domnul stăpân. El scrie și El șterge. El scrie și El șterge. E dreptul Lui, pentru că ne-a mântuit pe toți prin har. Ce trebuie să știi tu, nu dacă-s alții acolo sau nu, ci dacă ești tu acolo, asta e important. Tu să fii acolo, să știi că-i numele tău scris acolo și apoi sigur să te rogi pentru toți ceilalți, membrii familiei, frați și surori. N-ați vrea dumneavoastră, n-ați dori dumneavoastră noi toți să fim în împărăție? Cu copii, cu nepoți, cu frați și surori, noi toți și alții care nu sunt aici, alții care sunt acasă sau alții care încă n-au auzit mesajul Evangheliei și a puterii și a dragostei lui Dumnezeu. Cetățenie în ceruri, Domnul eliberează cetățenia asta, certificatul de naturalizare. Domnul eliberează pașaportul acesta. El ne scrie numele în cer și ne face beneficiari ai acestei cetățenii. De aceea nu privim ce în urmă, ci privim la ce este înainte. Pentru că înainte, în ultimul rând, este un trup nou. Un trup nou de slavă. Versetul 10 și 11, dar și versetul 21. Cuvântul Domnului spune așa, am închis Biblia acolo. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Un trup nou. Avem un trup nou pregătit pe care vom îmbrăca în ziua aceea, frați și surori. A te întâlni cu puterea învierii lui Hristos înseamnă a câștiga valori noi, înseamnă a câștiga o neprihănire nouă, o perspectivă nouă, o cetățenie nouă și un trup nou. În ziua aceea, da, trupul ăsta se desface, vrând nevrând se desface. Uneori îți dai seama de om că a îmbătrânit după mersul lui. Te uiți din spate și merge ca un om bătrân. Așa e? Te uiți din spate. Alti ori după voce, bă, zice, și-o pierdut vocea. Bă, nu mai poate să vorbească, nu mai are volum, că și-o pierdut din voce. Altul, bă, i-o căzut părul. Na, ochelit, care ăia care chel din tinerețe la ei nu se vede că îmbătrânesc. Măi, s-o zbârcit pielea. Însă anumite, o încărunțit pe cap. Însă anumite lucruri vizibile în trupul acesta care trimit semnale. Îmbătrânește. Durerea dinăuntru și-o cunoaște fiecare și își dă seama cam cum îmbătrânește. Dar cele vizibile, sunt cele care se văd. Și trupul acesta se trece, dar omul, copilul lui Dumnezeu, cel care s-a întâlnit cu puterea învierii, are promisiunea unui trup nou, trup nou de slavă, trup ca și cel al Domnului Iisus Hristos. Și acest trup îl vor primi copiii lui Dumnezeu în ziua în care ne vom înălța în slavă.
Vine ziua în care v-a sunat trâmbița, frați și surori. Nu știu când e ziua aceea. Când am fost copil, când am fost tânăr, în primii ani de credință, mă gândeam că Domnul vine în următorii 10 ani. Mă gândeam că Domnul vine înainte de anul 2000. N-am fost niciodată preocupat că Domnul vine în anul 2000. Dimpotrivă, de multe ori am zis, sigur nu vine în anul 2000. Ori vine înainte, ori după. Pentru că în anul 2000 toată lumea așteaptă și Domnul va veni în ziua și în ceasul în care oamenii nu se gândesc, nu se așteaptă. Și ar putea să mai treacă un pic de timp până când oamenii o să zică, bă, nu știu, uite, acum suntem, în ce an suntem? 2023. Vai, înainte de anul 2000, când se vorbea despre anul 2020, ziceam că sunt ages, sunt viacuri până atunci. Și iată că suntem în anul 2023. Și tot mai puțin credincioși cred într-o întoarcere iminentă a Domnului Hristos. Și trebuie să vină ziua aceea când oamenii nu se vor gândi. Puțin doar dintre credincioși mai sunt aceia care nădăjduiesc, care speră. Când eram tânăr, probabil, cred că și brada George Ciurdaș, nu știu dacă George Lazan e aici, dar am fost noi împreună și știu că mă gândesc că o să vă aduceți aminte. Una dintre tineri a avut o descoperire, o revelație, și cred că am mai spus o dată în biserică, în care s-a prezentat înaintea ei un înger și a întrebat-o pe ea și a zis, auzi, tu ce păreri ai? Când o să vină Domnul? Și ea, tânăra, folosind o expresie foarte populară din vremea aceea, nu știu dacă mai țineți minte expresia aceea, cu piciorul pe prag și cu mâna pe clanță. Cu piciorul pe prag și cu mâna pe clanță. Asta era expresia folosită atunci, ori de predicatori, ori în prorocii, nu mai țin minte, dar era o expresie foarte populară. Când se vorbea despre venirea Domnului și cât de repede va veni Domnul, se folosea această expresie. Domnul este cu piciorul pe prag, pragul de la ușă și cu mâna pe clanță, ready to open the door. Asta a răspuns tânăra. Și îngerul i-a zis, nu, e mult mai repede. Și a deschis așa ca o cortină și l-a văzut pe Domnul, care nu era cu mâna pe clanță și cu piciorul pe prag, era trecut, ușa era deschisă. Ușa era deschisă și a văzut arhanghelul care a dus trâmbița la gură ca să sune, să sune învierea, să sune strângerea credincioșilor. Și a zis îngerul, arhanghelul doar așteaptă semnalul. Așteaptă semnalul ca să sune. Așa este de aproape venirea Domnului. Și asta s-a întâmplat cu vreo 37 de ani în urmă. Vreo 37 de ani în urmă, îngerul e cu trâmbița la gură. Cât mai durează, fraților? Cât mai durează? Încă 30 de ani? Încă 30 de zile? Încă 30 de ore? Încă 3 ore? Cât mai durează? Nu știe nimeni. Dar ce e sigur e că aproape. E aproape, fraților. Într-o zi va suna trâmbița. Și când va suna trâmbița lui Dumnezeu, se va zgudui cerul și pământul. Se va despica pământul și morții vor învia. Și credincioșii lui Dumnezeu, cei care aparțin lui, vor fi transformați într-o clipită. La clipeala ochiului vor fi transformați în trupuri noi. Trupul acesta vechi de țărână va fi îmbrăcat în trup de slavă și împreună se vor înălța ca să întâmpine pe Domnul în văzduh. Asta e credința și nădejdea noastră și e parte din Evanghelie. Hristos a înviat și pentru că Hristos a înviat și noi vom învia. Vine ziua aceea, așteptăm ziua aceea, dorim ziua aceea, fraților. Cei care s-au întâlnit cu puterea învierii lui Hristos, aceia și-au schimbat valorile, au valori noi, au o neprihănire nouă, o perspectivă nouă, o cetățenie nouă și vor căpăta un trup nou de slavă. Putem zice în seara asta, vino Doamne Iisuse? Că noi zicem, Hristos a înviat, așa-i? Mai răspundeți încă o dată, Hristos a înviat! Yes, adevărat că a înviat și băieți. God bless you, boys! Iisus Hristos a înviat! Aleluia!
Măriți să fie Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. God bless you. You speak Romanian very well. Okay? We'll open the school. You're going to learn even better to speak Romanian, and you're going to preach in Romanian in 10 years from now, 15 years from now, by God's grace. Amen? Doamne ajută! Dar pentru că noi declarăm că Hristos a înviat, această declarație, that's good, I love it, I love it, God bless you. Uite, i-am luat aerul din pânze, a fost pornit. Hai mai spunem o dată, Hristos a înviat! Ați văzut? Aleluia! Pentru că spunem Hristos a înviat, pentru că credem lucrul acesta, noi credem și că vom învia. Astea două nu se pot separa, fraților, frați și surori, popor al lui Dumnezeu. Învierea Domnului Hristos înseamnă, este egal cu învierea noastră. Oamenii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, vor învia în ziua în care va suna trâmbița. El are această putere să învieze pe toți sfinții și la urmă vor învia toți pentru judecată și pedeapsă. Noi credem aceasta pentru că e parte din Evanghelie. Și dacă Hristos a înviat, avem argumentul acesta prezentat de Pavel, credem că și noi vom învia. Și de aceea putem spune, vino Doamne Iisuse. Hai să spunem împreună că la Hristos a înviat e mai ușor, oarecum, că ne-am obișnuit. Dar știți ce spune Apocalipsa? Cine aude să zică, vino. Ce zice Duhul și Mireasa? Vino. Duhul și Mireasa. Duhul e Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, fraților, Duhul Sfânt vrea ca Domnul să vină. Că ăsta-i geabul lui, ăsta-i slujba încredințată de Dumnezeu Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a primit această responsabilitate ca să pregătească biserica și prin puterea Duhului Sfânt, biserica lui, cei care au adormit, vor învia. E geabul Duhului Sfânt, Duhul Sfânt vrea, Duhul Sfânt vrea ca biserica să fie unită cu mirele. Duhul zice, cine mai zice? Cine mai zice? Mireasa, biserica, noi zicem, vino. Și auziți, merge mai departe, toți cei care aud, toți cei care aud și ei să zică vino, adică și ei să vină la Hristos. Dacă nu ești parte din biserică, dacă nu aparții lui, mesajul ăsta e și pentru tine, ca să vii și tu să fii parte din biserică. Noi trebuie să zicem, trebuie să dorim. Când setea noi s-a stins după venirea Domnului, trebuie să punem sub semnul întrebării credința noastră. Oamenii care cred cu adevărat o să dorească și doresc, oricât de frumoasă ar fi viața asta, copiii lui Dumnezeu doresc ca El să vină. Putem să zicem, vino Doamne Iisuse, hai să facem lucrul ăsta sacadat, cam cum l-am zis și eu acum, îl mai zic încă o dată, vino Doamne Iisuse. Haideți să zicem împreună, vino Doamne Iisuse, dar să mai zicem încă o dată, tare și cu credință să credem ceea ce zicem. Vino, Doamne Iisuse! Să vină Domnul! Să vină Domnul și să ne repească și să ne mântuiască. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Rog frații care vor pleca în Africa să vină în față, să ne rugăm pentru ei. Fratele Doru Deac și fratele Dorin Tomeniuc vor pleca, chiar dacă nu pleacă chiar deodată, dar pleacă unul după celălalt. Și se vor întoarce împreună înapoi. Vor merge în Africa, ne rugăm pentru ei. Domnul să-i binecuvinteze, să-i însoțească și să-i folosească în lucrarea de acolo. Și vă rog să nu uităm să ne rugăm, haide frate Dorin, să nu uităm să ne rugăm pentru fratele Cornel Mateu și sora Lidia Mateu. Sora Lidia este bolnavă și este grav bolnavă și numai Dumnezeu poate să intervină. Și este o vreme în care din nou să ne unim, să strigăm către Dumnezeu, Dumnezeu să intervină și să lucreze. Ne rugăm pentru ei. Să mulțumim Domnului și să continuăm să ne rugăm pentru fratele Teo Costea. De câteva săptămâni fratele Teo n-a fost împreună cu noi și a fost foarte aproape de moarte. Dar Dumnezeu s-a îndurat de el și Dumnezeu a dat din nou viață și Dumnezeu s-a atins din nou de stomacul lui care trebuia cel puțin parțial estirpat din cauza faptului că a fost strangulat. O condiție foarte rară și
foarte dificilă, greu, greu de înțeles, dar Dumnezeu l-a scăpat și dă slavă Domnului și am zis că mă bucur să-l văd, arată și arată bine, arată viu, arată frumos la față, Domnul să-i dea sănătate deplină, să continuăm să ne rugăm pentru celelalte cauze, pentru familia Cătună, pentru fratele Sam Vicovan, să ne rugăm pentru Corina Cutile. Mai ridicați mâna, care doriți să ridicați mâna către Dumnezeu, cu cereri, cu dorințe. Frați și surori, îl cunoaștem pe El și cunoaștem și puterea învierii Lui. Și într-o zi această putere va culmina în transformarea noastră pentru împărăție. Cu toată biserica, frații slujitori, vă rog să veniți și cu toată biserica. Ne rugăm împreună pentru toate cauzele și pentru frații care vor pleca în Africa.